pregătiți-vă pentru o experiență pe care o trăim pentru prima oară în România. Un radio se mută cu totul la kilometrul zero al capitalei țării și de aici încearcă mână de la mână să facă România mai bună. 7 oameni o să locuim aici timp de 7 nopți. Eu deja am preluat controlul radioului, însă vreau să-i cunoașteți pe eroii mei, colegii mei de radio. Împreună o să facem fapte bune de astăzi începând. Îi rog, cu bagaje cu tot, să sărute iubitele, soțiile, copiii după caz și să-și ia la revedere de la ei timp de 7 zile. Pentru că există o singură cale de acum înainte, aceea de a intra în casă. Îl văd pe monitorul din studio, pe Daniel Buzdugan. Cam puțin bagaj, Daniel, foarte puțin. Flic îl împinge de la spate pe Daniel. Popescu, atenție la scări, atenție la scări. Daniel intră în momentul ăsta în Casa Radio Zoo din Piața Universității. Răzvan Popescu, zici că se mută pentru 6 luni de acasă. Cred că i-a dat nevastă sau papucii. Le-ați lăsat pe fete ultimele. Bună seara, Daniel. Bună seara, bună seara. Bine ați venit. Flic, bună seara, bine. Nu se putea să facem campania asta la vară, pentru că era mai fain, stăteau în două corturi așa. Mai greu cu frigul. Vreau să le mulțumim încă de pe acum oamenilor care au venit în Piața Universității. Le facem cu mâna de aici din acvariu. Știu că nimeni nu ne crede că aici o să dormim. O să vă arătăm imediat și dormitoarele. Asta este studio de radio, asta e sufrageria. Avem și un colț unde să mâncăm, avem și o bandă de alergat. Dar despre noi mai puțin săptămâna asta, despre fapte bune mai mult. Deocamdată suntem 6. Adi Mihăilă e la Zoo Party, cam fiecare sâmbătă. Mâine o să ni se alăture aici în oraș. Daniel, regula casei Radio Zoo din Piața Universității este că timp de o săptămână n-avem voie la vizite din partea familiei, din partea prietenilor. Măcar câinele să mi-l văd. Sigur că o să existe scuze de genul: el este frizerul, vine să mă tundă. Nu. Eu cred că o săptămână puteți să rezistați și așa. Sau eu mi-am adus forfecuța de unghii, pot să te tund eu, Daniel, fără nicio problemă. Dacă nu avem voie cu cei dragi, pot să-l dau pe Popescu afară? Băieți, trebuie să ne împărțim dormitoarele. Avem două dormitoare. În spatele meu, mâna dreaptă, e dormitorul băieților. În stânga este dormitorul mixt. Pentru că nu pot să-i spun dormitorul fetelor. Avem 4 paturi supraetajate în fiecare dormitor. Într-unul dormim 4 băieți și într-unul 2 fete și un băiat. Cine doarme în camera fetelor? Fetelor, pe cine vreți în camera voastră? Nu vreau să despărțim cuplurile celebre din așa că să vină Mihăilă. Deci votați Adi Mihăilă, ultimul venit în casă, mâine va dormi cu voi, da? Haideți, ridicați-vă de la masă, hai la dormitoare. Cazați-vă, alegeți-vă paturile și vă aștept înapoi în câteva momente. Astea sunt paturile, le vedeți și din Piața Universității pe ecrane, le vedeți și pe Zoo TV și pe Facebook. Asta e dormitorul fetelor, dormitorul băieților. Mi-am ales dorm deasupra. Dorm deasupra? Da, tu de desubt. Perfect. Eu credeam că o să-ți alegi fix invers. N-am nicio problemă. Și Popescu unde doarme? Că asta e întrebarea tuturor. Unde doarme Răzvan Popescu? Păi pe mine mă frământă întrebarea asta. Că eu cu Flic o să doarme deasupra și voi doi de desubt. Bună seara încă o dată, Piața Universității. Ușor, ușor ne adunăm pentru că în mai puțin de o jumătate de oră ar trebui să înceapă prima seară de spectacole pe care vă oferim în orașul faptelor bune. Seară de seară, pe la 19 și ceva, dăm drumul la boxele de pe scenă. Avem invitați mari în toată săptămâna, de la 3 Sud-Est la Andra, de la Carla's Dreams la Ina, de la Horia Brenciu la Iris. Practic avem toată spuma muzicii românești, toate genurile. O să fie aici pe scenă, în Piața Universității.